Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Andrei Bărbulescu și vă invit la o nouă ediție. E vremea ta. Azi, la nivel global, cel mai cald a fost în Kuwait, 47,9 grade, iar cel mai frig în Antarctica, minus 70,6 grade. Vara nu se a dăbătut așa ușor. 40,7 grade Celsius au fost ieri în sud-vestul Franței, cea mai fierbinte zi de septembrie din istoria acestei țări. Vă spun imediat cum va evolua vremea până atunci, ca în fiecare marți, aflăm ultimele știri despre starea planetei și clima terestră și vedem ce este gheața zombie. Este suficientă o creștere mică a temperaturii medii globale pentru a provoca schimbări irreversibile ale ecosistemelor și climei terestre, potrivit unui nou raport publicat în revista Science. Astfel, patru puncte critice pentru climă ar putea fi atinse încă din anul 2030. Autorii studiului au revizuit 200 de cercetări realizate începând din 2008 și au tras concluzia că în condițiile nivelului actual de încălzire globală, 1,1 grade Celsius față de epoca preindustrială, Pământul a trecut deja de estimarea de risc minim pentru mai multe puncte critice și în momentul în care va fi atins pragul de 1,5 grade Celsius, se vor depăși patru astfel de puncte extrem de importante. Topirea calotelor glaciare din Groenlanda și Antarctica de vest, moartea recifelor de corali de la tropice și dezghețarea permafrostului de pe întreg globul. Însă, chiar dacă vom reuși să nu depășim pragul de 1,5 grade, planeta va suferi în continuare schimbări dramatice, spun cercetătorii. Tot din revista Science aflăm că marele lac sărat din statul american Utah este mai mic și mai sărat decât în orice moment al istoriei sale înregistrate. În luna iulie, al treilea lac Salin, ca mărime din lume, a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria sa, fapt confirmat și de imaginile satelitare furnizate de Agenția Spațială Europeană. Potrivit specialiștilor americani, lacul conține acum puțin mai mult de o pătrime din volumul pe care îl avea în punctul său culminant în 1987, iar la sfârșitul lunii august a fost măsurată cea mai mare concentrație de sare înregistrată vreodată. În partea de sud a lacului salinitatea a urcat până la 18%, depășind un prac la care microorganismele esențiale încep să moară. Și ce se întâmplă în Groenlanda este esențial pentru clima globală. Cercetătorii vorbesc acum despre un fenomen extrem de îngrijorător. Gheața zombie. Calota de gheață din Groenlanda, care se topește rapid, va ridica în cele din urmă nivelul mării la nivel global cu cel puțin 27 de centimetri, conform unui studiu publicat recent în revista Nature Climate Change. Asta din cauza a ceea ce s-ar putea numi gheață zombie. Aceasta este gheața care, deși este încă atașată de zone mai groase de gheață, nu mai este completată de ghețari mamă, care primesc acum mai puțină zăpadă. Fără reaprovizionare, gheața zombie se topește din cauza schimbărilor climatice și va ridica inevitabil nivelul mării, potrivit cu autorului acestui studiu. William Colgan, glaciolog la Institutul Geologic al Dare Marcei și Groenlandei. Este gheață moartă, pur și simplu se va topi și va dispărea de pe stratul de gheață. Această gheață a fost deja trimisă în ocean, indiferent de scenariul climatic și de emisii pe care le luăm în calcul acum, a declarat Colgan. Cei 27 de centimetri reprezintă o creștere de peste două ori mai mare a nivelului mării decât se așteptau oamenii de știință anterior, în urma topirii calotei de gheață a Groenlandei. Studiul arată că s-ar putea ajunge și până la 78 de centimetri. În raportul grupului interguvernamental pentru schimbări climatice de anul trecut, se estimase o creștere probabilă de 6 până la 13 centimetri a nivelului mării până în anul 2100, în urma topirii gheții din Groenlanda. În acest an, Europa a înregistrat cea mai fierbinte vară din istoria sa, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Iar luna august 2022 este pe locul 3 în topul celor mai calde luni august. La nivel global, temperatura medie a fost cu 0,3 grade mai mare decât media pentru august din perioada 1991-2020. America de Nord, nord Africii, China, Japonia și Estul Rusiei au avut o vară considerabil mai caldă decât media. Temperatura medie în Europa a fost cea mai mare înregistrată în august cu 0,8 grade peste cea din 2018, recordul anterior. A fost și cea mai mare valoare pentru o perioadă de vară, depășind o cu 0,4 grade pe cea de anul trecut. Întinderea gheții de mare în Antarctica a fost cu 4% sub medie, atingând a doua cea mai mică valoare pentru august din istoria de 44 de ani a înregistrărilor satelitare. Să aflăm acum ce se întâmplă cu vremea la noi în țară. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. În zonele joase, în special în centrul teritoriului, izolat se va semnala și ceva ceață. 14 grade în Constanța, în jur de 9 în Iași, 6 grade în Brașov, la fel în Sibiu. 7 grade în Deva, 10 grade în Timișoara. Mâine vremea se va încălzi în toate regiunile. Cerul va fi variabil cu unele norări în nordul țării, dar numai pe arii restrânse se vor semna la ploi slabe de scurtă durată. Vor fi 25 de grade în Iași, 22 în Brașov, 24 în Sibiu, 27 de grade în Oradea, 28 în Timișoara, în sudul țării, în Alexandria și în Craiova, 25 de grade, 24 în Constanța. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, în general slab. Temperatura minimă va fi de 8, 9, poate 10 grade mai scăzută, bineînțeles, în zona preorășenească. Mâine vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, dar iată, poi mâine în capitală se pot atinge chiar 34 de grade. La munte vremea se va încălzi, pe aia parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele în în Carpații Oriental, dar numai pe arii restrânse se vor semna la ploi slabe de scurtă durată. Din orele serii, în orările se vor accentua treptat și în Carpații Occidentali și local vor fi averse, posibil însoțite și de descărcări electrice. 18 grade în Predeal, 21 în Poiana Brașov, 20 la Stâna de Vale, 11 grade în Ceahlău. La mare vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 18 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 21 de grade. Poi mâine. Vremea va continua să se încălzească în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice va deveni călduroasă. În jumătatea de nord-vest, instabilitatea atmosferică se va accentua și vor fi perioade cu înorări, averse și descărcări electrice. Se vor înregistra și cantități de apă ceva mai însemnate local 15-25 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe restrânse, în special în zona Carpaților Occidentali, nordul Carpaților Orientali și în extremitatea de nord-vest, se vor acumula chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Vor fi uh, și condiții de grindină. 30 de grade în Constanța, 32 în Alexandria, 28 de grade în Iași, 27 în Brașov, 26 în Sibiu, 28 de grade vor fi și în Timișoara. Revenim la buletinul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice pentru luna august. Precipitațiile, umiditatea solului și umiditatea relativă au fost în mod constant mult sub medie pentru o mare parte a Europei de vest și de est. Canicula și seceta prelungită au afectat nivelul râurilor, agricultura și transportul și au facilitat răspândirea și intensificarea incendiilor de vegetație. Iar în această vară, continentul european a avut parte de un sezon de incendii de pădure extrem de intens. Incendiile devastatoare din Europa în această vară au provocat cele mai mari emisii de carbon începând din 2007, raportează oamenii de știință de la Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus. Au fost monitorizate intensitatea zilnică, cantitatea de emisii, dar și impactul rezultat asupra calității aerului pe tot parcursul verii, împreună cu alte incendii de vegetație din întreaga lume. Combinația dintre valul de căldură din august și seceta prelungită din Europa de vest a dus la creșterea activității, intensității și persistenței incendiilor de pădure. Emisiile totale din Uniunea Europeană plus Regatul Unit între 1 iunie și 31 august 2022 sunt estimate la 6,4 megatone de carbon, cel mai ridicat nivel pentru această perioadă începând din vara lui 2007. Franța și Spania au înregistrat cele mai mari emisii de incendii din ultimii 20 de ani. În alte regiuni din emisfera nordică, unde există de obicei un vârf în timpul lunilor de vară, emisiile totale estimate au fost considerabil mai mici decât în ultimii ani, în ciuda unor incendii devastatoare. August, septembrie marchează debutul sezonului de incendii în regiunea Amazonului, iar emisiile zilnice peste medie din Amazonul brazilian în a doua jumătate a lunii august au condus la una dintre cele mai mari cantități de emisii totale estimate începând din 2010. Iar în primele zile ale lunii septembrie s-au registrat creșteri clare ale incendiilor de pădure, cu valori zilnice mult peste medie în mai multe state, rezultând o suprafață mare de fum peste America de Sud. 13 septembrie este ziua pompierilor români, cei care se luptă cu focul oriunde este nevoie. Pompierii salvatori români au luat parte și în această vară la misiuni de stingere a incendiilor de pădure peste hotare în Grecia și Franța. Intervențiile lor au fost din nou apreciate atât de autorități cât și de localnici. Le spunem și noi la mulți ani și le mulțumim! Taifunul Muifa a lovit regiunea Okinawa din Japonia, cu vânturi puternice și ploi abundente. Autoritățile au avertizat cu privire la marea agitată și forța vântului. Ploile torențiale ar putea declanșa lunecări de teren și inundații fulgerătoare. Azi furtuna și-a continuat drumul către Marea Chinei de Est. În Europa, azi cel mai cald a fost tot în sud-vestul Franței, unde s-au depășit 39 de grade. Pe fondul temperaturilor ridicate, acolo continuă incendiile de vegetație ca și în sudul Spaniei. Să vedem cum va fi uh, mâine vremea și în alte orașe de pe continentul european. Iată că în Madrid vor fi în jur de 25 de grade, 23 în Lisabona și sunt așteptate ploi. În Paris, în jur de 25 de grade și aici vor fi ceva averse cu descărcări electrice, 22 de grade în Londra cu cer parțial noros, ploi în Amsterdam cu 19-20 de grade în termometre. În Roma, 28 de grade cu cer acoperit de nori, vreme frumoasă în Atena, 29 de grade, Iată și în Istanbul, vreme frumoasă, 26 de grade, la fel și în Sofia, 25-26 de grade. În Berlin, cer închis cu 19 grade în termometre, în Oslo, 17 grade cu un cer parțial noros, 17 grade în Kiev și sunt așteptate ploi, la fel și în Moscova, unde e ceva mai rece, vor fi în jur de 13 grade. Incendiile nu s-au oprit nici în provincia canadiană British Columbia. Fumul degajat a acoperit ca o pătură orașul Vancouver. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția noastră de astăzi, Eu urmează imaginea zilei, vă așteptăm și mâine la ora 18.50 cu informații la zi despre vreme, climă și sănătate. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.